am invitat membrii noștri, dar și o parte din copiii din plasamente, unde vor desfășura un program artistic. Avem un grup de la Megidia, avem un grup de la, din plasamentele de pe lângă Direcția de Asistență Socială și oferim plachete pentru oamenii care au colaborat cu noi de-a lungul anului. Evenimentul s-a derulat sub mesajul Thank you God, mulțumesc Doamne, înscris pe un perete care comprimă puterea acestor oameni ce nu s-au lăsat doborâți de boală sau de prejudecățile societății. Trebuie tu să te duci să deschizi anumite uși, se deschid mai greu pentru că e accesibilitate sau nu este înțeleasă bine problema ta, dar eu cred că s-au făcut pași mărunți, dar s-au făcut pași în a înțelege aceste persoane și a le pune în valoare calitățile uneori sau problemele pe care cu care se confruntă. Noi, prin puterea noastră, ar trebui să învingem cumva handicapul nostru și să trecem peste întotdeauna, pentru că asta ne face să trecem cu fiecare zi, mai departe. Adică să facem și lucrurile pe care le face orice om normal. Dizabilitatea, dacă o stau să-și definesc, ca și ultimile litere, cu toți avem abilitatea de a face lucruri bune. Consider dizabilitatea nu o barieră, o consider o normalitate. Ziua Internațională a Persoanelor cu Handicap a fost adoptată de ONU în 1992 pentru a motiva populația să înțeleagă efectele dizabilităților și pentru a combate discriminarea. Conform ONU, 15% din populația lumii suferă de o formă de handicap, iar în jur de 190 de milioane de persoane întâmpină serioase dificultăți în lupta cu dizabilitățile.